Amin. Deschidem Biblia la 1 Petru, capitolul 4, citesc versetul 11, pagina de Biblie 1194. Citim și 10 și 11. Ca niște buni ispravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vă rog să ocupați locurile și din nou spun din toată inima, lăudați să fie Domnul. Nu știam sigur dacă vă mai întoarceți. Apreciez faptul că doriți să mai învățați din cuvântul Domnului împreună cu dumneavoastră, învăț și eu. Și astăzi vreau să ne oprim în a doua parte la încă două alegeri pe care trebuie să le facem în viață, un mesaj practic cu care ne confruntăm în fiecare zi. După ce am ales baza, fundația, credința, ne putem orienta și spre o carieră, spre un loc de muncă. În același timp, trebuie să ne găsim și slujirea. Iar una din cele mai dese întrebări la serile de tineret este următoarea: cum pot să-mi identific chemarea, slujirea? Iubiții mei, alegerea chemării este atât o constatare cât și o alegere. Pentru că am văzut oameni care și-au înțeles chemarea, dar au decis să nu o împlinească. Au spus, nu-mi convine chemarea, știu că am chemarea asta, dar nu-mi convine de ea. De asemenea, am văzut oameni blocați și aici vorbesc despre, de exemplu, familii care își doresc copii și nu au copii. Sau surori, frați care vor să se căsătorească și poate le-a trecut vremea și sunt blocați de ani de zile. Am fost de față când o familie care se ruga de 17 ani să dea Dumnezeu copii, Dumnezeu i-a vorbit prin glas profetic, eram acolo în limba engleză, printr-un proroc din altă țară. Au zis, nu-mi mai cereți copii, v-am dat orfanii României. Parcă ceva s-a deblocat în mintea mea. Am înțeles după atâția ani de viață că putem să fim undeva triști, poate deprimați, că nu s-a întâmplat cum am vrut noi și pentru că în acel domeniu în care ne-am dorit o împlinire, nu s-a realizat împlinirea aceea, n-am vrut să mai facem altceva nimic. Parcă dintr-o dată m-am deșteptat și am zis, da, într-adevăr, m-am gândit în mintea mea, fără să le spun lor alte lucruri, sperând că și ei au înțeles mesajul. Da, sunt 40.000 de copii în România care nu sunt înfiați, care sunt în case sociale, care sunt la un orfelinate. Da, știu că sunt mulți tineri necăsătoriți, 30, 35, 40, 45 de ani. Astăzi mesajul acesta aș vrea să te deblocheze din starea în care ești. Pentru că, iubiții mei, în viață nu e important dacă fac ce îmi place și dacă fac ce trebuie. De exemplu, copiilor mei le place să se joace pe calculator. Cred că sunt singurii din România la care le place asta. Și le dau voie o oră pe săptămână, sâmbăta. Bineînțeles că așteaptă sabatul mai ceva ca evrei. Da? Și astăzi, de exemplu, soția le-a tăiat de pe listă, joacă pentru că anumite compartimente au rămas nefăcute. Pentru mine e foarte ușor să-i las pe copiii mei să se joace 12 ore pe zi. Că au acasă laptop, au tabletă, bineînțeles, sale noastre cu parolă și le dăm lor când au nevoie. Dacă eu îi las pe copiii mei să facă ce le place, doar ce le place, vor fi viitorii pușcăriași ai României. Și nu vreau să lovesc acum în pușcăriași. Iubiții mei, în viață nu trebuie să facem doar ce ne place, trebuie să facem ceea ce trebuie. Copiii fac ce vor părinții să facă, și de dorit ca părinții să aibă o legătură bună cu Dumnezeu, ca să știe ce să implementeze în mintea copiilor. La fel, la școală, te bucur, de exemplu, că profa de română e bolnavă, da? N-a să zice, slăvit să fie Domnul, că astăzi, chiar îmi spunea fata mai mare, ieri, tati, zice, vorbeau două fete la orchestră, zice, ce fain că părinții noștri nu știu că noi chiulim de la școală. Și parcă îmi spunea fata așa, nu știa cum să-mi spună, că era și un secret al lor, al grupului lor, care au ajuns la ea și poate nu știa părerea mea despre asta. Iubiții mei, trebuie să alegem cum să folosim talentele, resursele
și oportunitățile pe care Dumnezeu le pune în viața noastră. Pentru că observați, mulți oameni au un dar, sau fiecare până la urmă Dumnezeu îi dă un dar. Sunt două feluri de daruri. Darul cu care ne naștem, darul de a cânta, de exemplu, nu-l primești la botezul cu Duhul Sfânt să faci terță, da? De mic sunt care se nasc cu acest dar de a cânta, da? Dar poți să ai cel mai tare dar din lumea asta. Poți să ai cele mai mari resurse. Dacă trec pe lângă tine oportunitățile pentru că tu stai așa necăjit și nu-ți convine ce oportunitate ți-a pregătit Dumnezeu, faptul că ai un dar nu te ajută la nimic. În Biblie, cuvântul chemare se referă doar ocazional la meseria sau la munca noastră. În schimb, de multe ori se referă la relația noastră cu Dumnezeu. Roman, capitolul 1, cu versetul 1, ascultați. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol. E foarte important să nu sărim peste cuvântul rob al lui Iisus Hristos. Că poți să ai tineri cu talent în biserică, poți să ai tineri cu daruri extraordinare. Dacă nu lucrează sub autoritatea lui Dumnezeu, într-o ordine, sub o anumită conduită, ei îți vor face mai mult dezastru decât bun, ceva bun. De aceea Pavel spune rob, pentru că robul nu comentează, angajatul mai comentează, robul nu. Angajatul lucrează de la 5, de la 7 dimineața sau 8 până la 5. Robul de la 8 la 8. Adică, Doamne, vreau să-mi descoperi chemarea, vreau să mă folosești, dar în același timp mai întâi vreau să ascult întru totul de tine. Da? Mai motivez un pic încă cu ceva, de ce am ales această temă? Că o să spuneți, bun, despre lucru, carieră, puteam să vorbim și la un curs de dezvoltare profesională sau personală. Biblia spune în Geneza 2 cu 15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Ca să o lucreze și să o păzească. 2 Tesaloniceni 3 cu 10, când eram la voi vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Iubiți tineri, știu că vă gândiți la căsătorie, o să răspund la final foarte pe scurt la 2-3 întrebări, jumătate din ele sunt despre căsătorie, le-am comprimat cu un program de arhivare ca să răspund așa foarte pe scurt. Am observat oameni pocăiți și leneși, nu știu dacă e un contrast, e un pleonasm ăsta, dar am văzut oameni pocăiți și leneși în viața asta. Dar am văzut și oameni harniși care n-au nicio treabă cu biserica. E de dorit să găsim astăzi echilibru între cele două. Da? Fata de la Miros, de ce au plecat într-o zi la o familie, noi primim zeci de telefoane pe zi de la oameni care vor să fie ajutați. Acum, e rar o să întâlnești un om care merită să fie ajutat și care să te sune el. Rar vei întâlni asta. De cele mai multe ori, oamenii care stau liniștiți și sună, îți blocați la Western Union și la Money Grand că ori te-au primit. Da? Cunoaștem cazuri din astea și ne-am ars și noi o grămadă. Și vizitând familia respectivă, frații au găsit soț, soție, sănătoși, vârstă frumoasă, 2-3 copii. De ce nu munciți? Și răspunsul lor a fost următor. Am pus înaintea Domnului dacă să muncim sau nu. Și Dumnezeu a spus să nu muncim. Ne-a părut rău că am consumat motorina până acolo, vă spunem sincer. Dar uitați-vă, sunt și astfel de idei interesante. Iubiți tineri, o să vedeți în căsătorie, spuneam ieri la o nuntă, de multe ori băieții, ca să impresioneze, folosesc fraza asta pentru logodnice sau pentru prietene, mă pierd în ochii tăi. O să te regăsești când vine mopul, când vin vasele de spălat, o să vezi cum toate, totul se rezolvă. A porni în căsătorie și a crede că căsătoria este doar turnul Eiffel, Maldive, fiecare după posibilități, da, vise plăcute, să știți că este o greșeală colosală. De aceea, în Proverbe 31, o să aveți un portret al unei femei, nu știu ce unghii avea, ce gene avea, dacă avea botox în buze sau nu. Ați înțeles mesajul? Însă ce știu este că era o femeie harnică. Și o femeie harnică e de dorit să aibă un băiat harnic, că dacă are un leneș, ăla va fi un profitor după ea. Și știu astfel de cazuri. De aceea, astăzi aș vrea să... Bun, studiați în Cluj, e foarte bine, 100.000 de studenți aproximativ în Cluj, facem o facultate, facem o meserie sau ne concentrăm să găsim o meserie, dar haideți să vedem cum aliniem cariera noastră cu credința în Iisus Hristos.
Cum aliniem cariera noastră cu credința în Iisus Hristos? 1. Găsește o slujbă care să se potrivească cu darurile tale. Gândește-te la acest aspect. Ce s-ar întâmpla dacă ai începe să-ți vezi slujba ca pe o chemare de la Dumnezeu, nu doar ca pe o slujbă? Să vezi slujba ca și locul acela unde poți să pui în practică și poți să folosești talentul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu ne-a creat cu un scop și ne-a oferit darurile, talentele și abilitățile necesare pentru a ne îndeplini acest scop. Dacă fraza asta ar fi falsă, la judecată am putea comenta în fața lui Dumnezeu. De ce ne-ai creat dacă nu ne-ai dat darurile cu care să ne îndeplinim scopul pentru care am fost creat? Exod 35:35. I-au umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările de săpătură, în piatră, în cioplitură, gherghef, țesut, materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, insubțire. Adică spune aici, i-au umplut cu pricepere. Dumnezeu te-a creat cu grija aceea ca să fii unic. ADN-ul nostru, știți că sunt 5, pentru cei care studiază medicina, biologia, sunt 5 litere din care ADN-ul nostru este compus, nu ca și la alfabet. Dacă puneți rând la rând acele litere, ADN-ul nostru este format din aproximativ un șiruire de 3,5, 3 și ceva miliarde de litere. 90% din ADN-ul nostru este comun la oameni. Însă sunt câteva lucruri specifice și acel mic procent e suficient ca nu toți să fim zidari. Ca nu toți să punem gresie, ca nu toți să fim medici. Dumnezeu pe fiecare ne-a creat în așa fel încât ne-a dat anumite daruri. Și prima provocare pentru voi astăzi este: găsește o slujbă care să se potrivească cu darurile tale. Exemplu, mie nu-mi place să văd sânge sau să văd pe cineva care e leșinat. Cred că leșin și eu. Da? Bineînțeles că nu m-am dus la medicină. Am toată aprecierea pentru cineva care poate să facă asta. Dar Dumnezeu a pus în noi, în fiecare dintre noi, anumite daruri. Întreabă-te astăzi, munca pe care vreau să o fac se potrivește cu darul pe care Dumnezeu mi l-a dat? Citeam despre Fred Shepard, un misionar medical american care a slujit peste 30 de ani în Imperiul Otoman, undeva în centrul Turciei, la Antep. Omul acesta, fiind și medic și misionar, s-a gândit să facă din centrul lui de misiune un spital. În acel spital a tratat tot felul de oameni fără să facă diferențe între ei. Curzi, armeni, turci. După 30 de ani de muncă, în 1915, omul acesta contractează tifos și moare. La câteva zile după înmormântarea lui, un armean sărac a declarat următorul lucru: nu l-am văzut niciodată pe Iisus, dar l-am văzut pe doctorul Shepard. Un om care a reușit să îmbine talentul pe care Dumnezeu l-a pus în el, de a fi un medic, cu Evanghelia, să fie și un misionar. 2. Găsește o slujbă care să se potrivească valorilor tale. Valorilor tale. Atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, după cum vorbeam azi dimineață, când avem credința în Dumnezeu, noi primim și anumite valori. Noi ne uităm la Iisus, a spus Pavel către Galateni, până când va lua Iisus chip în voi. Din valorile Lui vreau și eu să am. Din sfințenia Lui să am și eu. Din bunătatea Lui. Vine Duhul Sfânt prin botez cu darul, dar vine și cu roadă. Și spune Pavel către Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu, o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Iubiții mei, o domnișoară a întrebat într-o zi, mergea cu un grup să viziteze o mină, cu niște tineri, o mină care nu mai funcționa, dar putea să cobori în ea să observe câteva lucruri. Colegii au spus, văzând-o îmbrăcat în alb, era îmbrăcat în alb de sus până jos, au zis, cum te gândești că poți să intri într-o mină ca și asta îmbrăcat în alb? Și ea, parcă reflectând ideologia secolului nostru care te cheamă la toleranță, n-ai voie să judeci, deși când îmi spui că n-ai voie să mă judec, de fapt tu mă judeci, știți? Asta se numește tehnica struțului și e foarte bună de folosit în argumentare. Bineînțeles că să păstrăm și tensiunea normală. De ce mă judeca, zice?
Dar mă port cum vreau. Și s-a întors spre bătrânul miner care conducea grupul. Și a zis, nu pot să intru în mină îmbrăcat în alb așa? Ce nu mă poate opri? Și bătrânul a zis, nu te poate opri nimeni să intri îmbrăcat în mină în alb. Dar n-ai cum să ieși albă de acolo. Aia e problema. Iubiții mei, slujba la care vreau să lucrez, mă lasă să intru în alb, dar pot să ies din alb? Pot să ies în alb de acolo? Se potrivește video chat-ul cu valorile creștine? Spunea o fată, frate Cristi, eu câștig bine la o mărturisire. Da, e adevărat că faci câteva mii de euro. Dar sunt binecuvântați banii aceia? Este jobul de pasnic? Vă vine să credeți că cunosc pe cineva care e pasnic la club de noapte. Păzește păcatul, știți? Credibil. Să nu intre sfinții, să nu iasă păcătoși afară. El îi de pază. Da? Este jobul ăsta bun pentru un creștin? E ok să fii DJ la Untold? Că nu-i departe de voi, nu? Este bună programarea la calculator pentru jocuri de noroc pentru un creștin? Este bună să fii designer web la site-uri de pornografie? Lucrând în informatică am primit și astfel de oferte. Erau bine plătite. În viața asta și după aceea cu foc dincolo. Am refuzat. Pune valorile pe primul loc, nu banii. Măcar aici să spunem amin. Pune valorile pe primul loc, nu banii. Tata socru a crescut 12 copii cu un singur salar și nu a murit nimeni de foame din cei 12. Tatăl meu a mers cu bicicleta la lucru 7 km încolo, 7 înapoi, toată viața. Mama mea în croitorie, 9 copii. N-a murit de foame. Dar puținul ăla câștigat a fost binecuvântat de Dumnezeu. De aceea în viață să știți că e mai important să și ieși alb de acolo, nu doar să intri alb, decât toți banii care poți să-i faci. Cunosc familii. Nu am zis că toți care au bani au o problemă, nu. Se pot face afaceri cinstite în România, business-uri cinstite, se pot câștiga salarii frumoase și prin integritate și prin curăție. Dar gândește-te ce spuneam azi dimineață, nu doar la ce îți oferă diavolul, ci și la ce îți ia diavolul. 3. Găsește o slujbă care să se potrivească planurilor tale. Planurilor tale. De exemplu, e foarte fain să lucrezi schimbul 2, că te poți scula la 11. Dar dacă lucrezi schimbul 2 următorii 10 ani, vei lipsi la fiecare seară de rugăciune din biserică, la fiecare program, mai ales dacă e și duminica. Ce planuri ai? Fă-ți niște planuri. Vreau să-mi îmbunătățesc abilitățile în timp. Îmi oferă jobul această schimbare? Vreau să am relații binecuvântate. De exemplu, eu n-aș fi executor judecătoresc în viața mea. Să scot oamenii din casă afară. Nu judec pe alții care sunt. Eu n-aș putea. Știi? Îl scop pe vreo 3 afară și apoi mă duc și le predic. Vă dați seama ce amin spun aia cu bâta de baseball, cred că mă așteaptă. Da? Uite-te să vezi. Jobul pe care îl aleg îmi îmbunătățește relațiile sau mi le strig? Bun, am alt plan. Vreau să slujesc la cât mai mulți oameni. Ok, atunci mi se oferă oportunitatea asta. De exemplu, dacă ești pasnic de noapte, ești tu singur și noaptea. Știi? Tu vrei să ai impact la oameni. Nu poți să fii pasnic de noapte. Dar cineva spune, vreau să am timp să studiez noaptea, să pregătesc prebitele, să mă informez, să citesc. Ok, îmi fac pasnic de noapte. Nicio problemă. Vezi ce planuri ai. Vreau să petrec mai mult timp în liniște cu Dumnezeu. Ok, am zgomot mult în fundal sau am o seară sau am un job liniștit. Fiecare avem propriile planuri. Planul meu după ce am început să lucrez în programare a fost să lucrez 10 ani cât mai mult ca apoi să fiu mai liber pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și astăzi lucrez un pic mai puțin. Înainte lucram 10, 12, 14 ore ca să pot să rezolv niște lucruri și acum să pot să plec mai mult în slujire, în evangelizare. Tu știi planul care l-ai. Important e ce spune Biblia. 1 Corinteni 10:31. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Unele cariere, în mod natural, îl glorifică pe Dumnezeu. Altele pot să-L glorifice pe Dumnezeu prin gândire, prin creativitate, prin efort. Da? Poate ești o asistentă. Dar cum să predic Evanghelia? Ești acolo lângă un om la care noi nu mai ajungem ca păstori.
lângă un om care pleacă în veșnicie, spune câteva cuvinte despre Dumnezeu. Tu știi ce planuri ai. Indiferent de cariera pe care o alegi, prima ta cerință este să-i slujești pe ceilalți. Iubiții mei, avea o firmă, nu-i păcat, a inventa o farfurie. Noi tot ce folosim, e inventat de cineva. Problema este că generația voastră urmărește foarte mult banul. Banul așa îi, cu cât îl urmărești mai mult, cu atât nu-l găsești. Dar tu trebuie să oferi altceva. Oferă un serviciu de calitate, oferă o slujbă de calitate. Oferă un job care să faci calitate. Tot mă întâlnesc cu probleme din astea de oameni care fac tot așa, parcă comentând. Am avut renovare la biserică la noi acum vreo 3 ani de zile, dacă nu greșesc, și așteptam într-o zi, am comandat niște mâncare pentru muncitor și așteptam în fața bisericii mâncare. La noi este intrarea pe poartă, apoi curtea bisericii și în spate e biserică. Și stăteam acolo în fața porții și lângă mine erau tomberoanele pline cu gunoi. Au venit cei de la salubritate, le-au luat și în loc să le ducă înapoi, mi l-au lăsat mie în față. Au crezut că am și eu ceva de a face cu ele, știți? Și am încercat să rămân la o tensiune normală și să-i spun, te rog frumos, ia-le și du-le la loc. Voi, păstori, înjurături, nu mai, Doamne, ce ferească, Domn, nu știam pe unde să mă bag, știți? Dar în timp ce mergea comentând spre mașină, i-am spus, Domnule, pentru gestul ăsta tu vei lucra următorii 10 ani tot aici. Și de ce? Pentru că nu faci calitate. E așa de rar să vezi oameni care fac calitate, care pun dragoste în tot ceea ce fac și apoi promovează. De la lucrul ăla care poate acum ți se pare oribil, poți să ajungi șofer pe mașina aia peste 2 ani după ce ai făcut calitate. Peste 4 ani poți să fii director. Peste 6 ani poți să ajungi în altă parte. Important este să știu cine vine în urma mea. Poate să zic că slăvit să fie Domnul acum mă mătura boariu pe aici. Uitați-vă la fata care a fost la Naaman. Nu i-am găsit numele niciunde în Biblie. Am vrut să-l pun la una din fetele mele. Probabil că părinții erau morți, cel mai probabil. Ea era roabă. Și într-o zi vine acasă Naaman tot cu lepră pe ea. Se uită asta și zice, slăvit să fie Domnul, dinte pentru dinte, ochi. Așa au zis. Nici vorbă. Deși potrivit cu legea Vechiului Testament, putea să spună asta. Dacă stăpânul meu ar fi la noi la biserică în Israel, ar fi tămăduit, ar fi vindecat. Acum, textul nu scrie, dar voi ați mers 1000 de kilometri dacă fata aia băga mizeria sub preș? Să vezi că atunci când dă cu mopul, comentează, înjură, face de mântuială. Eu cred că fata aia a făcut o calitate exemplară în tot ce a făcut și bazat pe cuvântul ei, pe caracterul ei extraordinar. Naaman a mers, a fost vindecat. Iubiții mei, e nevoie de astfel de oameni. E nevoie de oameni care să slujească și să facă cu calitate. Nici o garanție salarială, nici o opțiune de acțiuni sau pachet de beneficii nu poate egala valoarea acestei promisiuni din Evrei 6:10. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteniala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Și încheie prima parte a mesajului și mă duc la a doua parte. Cum pot să slujesc în biserică? Și când vorbesc de biserică, nu mă refer doar la clădire. Mă refer la comunitatea în care Dumnezeu ne-a pus. Iubiții mei, în primul rând, prima condiție, știu că nu o să vă placă, dar e o condiție asta. Participă la toate întâlnirile bisericii cât mai des posibil. Nu pot să văd nevoile bisericii dacă nu sunt în biserică. De exemplu, vreau să mă duc să vizitez văduvele din biserică. Noi avem la noi un grup de frați cu un reprezentant în comitet care asta fac. Vizitează toți orfanii și văduvele bisericii. Păi nu pot să spun la sunerie eu dacă vin la Paști la Crăciun, că să sperie văduva aia. Tu cine ești? A cui ești? Știi? Spune Biblia aici să nu părăsim adunarea Evrei 10:25. Adunarea noastră cum au unii obicei. Cum poate păstorul să-și ceară să faci ceva în biserică dacă nu ești acolo? Cum poți ajuta dacă nu ești absent? Că încă nu prea să putem ajuta wireless sau prin Bluetooth. Depune acest efort, pentru că participarea la slujbele bisericii este obligatorie, nu opțională. Nu poți vedea nevoile dacă nu sunt acolo.
Dacă nu ești acolo, nu poți să văd răniți de pe front dacă nu sunt pe front. Bine, poți să-i văd pe Twitter, dar nu poți să-i bandajez. Nu poți să-i pansez. Vreau să vă întreb, când Dumnezeu l-a chemat pe Samuel, unde era Samuel? La Julius Mall, la Phil. Eram într-o zi în mall, nu la voi, ci la Deva, la noi, și mâncam ceva și doi îndrăgostiți de-ai noștri ieșau de la Phil. Când m-au văzut, zici că au văzut pe diavolul. Și a s-o speriat, zici că era Halloween. Uitat într-o palmă, știa cum să... Liniștit, eu n-aveam treabă, știți? Da. Dumnezeu vrea să te cheme. Unde ești? Da? Dumnezeu i-a cerut la Moise să-l promoveze pe Iosua. Nu i-a fost greu la Dumnezeu să zic, mă, pe cine să promovezi? Că am vreo 500, pe care să promovezi? Nu, a zis Dumnezeu clar, numai Iosua e pe listă, pe cineva n-am. Dar de ce? Exod 33:11. Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Băi, înțeleg că e sabat, e duminică, e sâmbătă, e seara de conferințe. Dar chiar în fiecare zi biserică. Așa binecuvântat am fost în copilărie. Luni seara fanfară, marți seara studiu biblic, miercuri seara repetiție de cor, joi servici divin, vineri orchestră, sâmbătă mai era, nu știu activități mai erau. Când ești ocupat cu lucrurile bune, nu mai ai timp de alea rele. Și mai subliniez ceva. David, când a fost și-a păcătuit cu Batșeba, știți unde era? Pe acoperiș. Alții erau la război. Întotdeauna când aici e rugăciune sau în bisericile voastre, când e zi de post, când e o acțiune caritabilă, când e ceva frumos și tu puteai să vii și nu vii. Nu vorbesc de cursuri, de școală, de laboratoare, nu vorbesc de astea. Puteai să vii și nu vii. Întotdeauna ispitele diavolului vor fi mai puternice pentru că te-o prins unde nu trebuia să fii. Doi. Cum poți sluji în biserică? Potrivește darurile tale cu nevoile biserici. Potrivește darurile tale cu nevoile bisericii. Iubiții mei, e adevărat că mai întâi trebuie să mă descoper care sunt darurile mele. Da? Dar ne descoperim darurile în timp ce slujim, să știți. În timp ce slujim. 2 Corinteni 9:12-13. Ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Spunea Pavel, așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți cu aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru. A fost un proiect acolo de dărnicie, a fost un proiect în care se făcea o colectă comună. Și a zis Pavel, de apreciază, ce ați văzut nevoia, ați avut resursele și ați unit cele două. Iubiții mei, trebuie să luăm câteva lucruri în considerare când potrivim darurile cu nevoile bisericii. În primul rând, trebuie să fim deschiși pentru a învăța. Nimeni nu se naște cu abilități, de exemplu, de a stăpâni partea video sau editarea pe YouTube. Și trebuie să mă umilesc, să mă smeresc și să spun, am nevoie să învăț. Să știți că e mai ușor să lucrez cu un om care nu știe și vrea să învețe decât cu ăla care crede că le știe pe toate și nu știe nimic. Numai probleme îți face omul ăla. 2. Fii smerit. Fii deschis pentru a învăța. 2. Fii smerit. Nimeni nu poate sluji fără o atitudine umilă. O zis un frate la Amvon, a zis, în vremurile din urmă cunoștința va crește. Zice, eu văd la mine, zice. Văd la mine că au crescut, știți? No, de acolo s-a rupt toată predica, nu mai asculta nimeni. Nu, ascultați la Iisus Hristos, Ioan 13:4, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Dumnezeu te pregătește pentru slujire, dar o face prin smerenie. Și atât de frumos să vezi că Dumnezeu folosește doar oamenii smeriți. Spunea Moody, Moise a petrecut 40 de ani crezând că este cineva. Cineva. Spunea cineva, tu știi cine sunt? Dar zic, dar tu nu știi cine ești. Cine sunt eu? Cine-i taică-mi? Suntem toți simpli copii. Tatăl nostru ține în mână universul.
Moise a crezut 40 de ani că e cineva. Apoi 40 de ani Dumnezeu l-a învățat că era un nimeni. Și următorii 40 de ani Dumnezeu a arătat lumii ce poate face cu un nimeni. Am primit un mesaj într-o zi pe telefon. Singurul mesaj din viața mea de acest fel. Sunt un nobody și vreau să fac ceva pentru somebody. Nu mai traduc că sunt aici tine care știu engleză. M-am speriat, vă spun, era să fac preinfarct. Că multe mesaje, tu știi de cine te-ai legat, tu știi pe cine ai pus la disciplină, tu știi că noi avem neamuri în America, zice. Și ce dacă? Care-i? Nu am înțeles. M-am uitat, sunt un nimeni. Iubiții mei, am plâns, vă spun sincer. Sunt un nimeni, zice, și vreau să fac ceva pentru cineva. Ne putem întâlni. Poți să-mi dai o familie care e cineva în ochii lui Dumnezeu. Eu sunt un nimeni. Am rămas marcat. Astfel de oameni aduc glorie lui Dumnezeu. Ăștia nu spun când sunt alegeri. Vezi că eu am sponsorizat acolo. Nu zic unde, ca nu cumva să se nimerească și să am probleme după aceea. Eu am dat la stație. Vezi că eu am făcut acolo și trebuie să mă pui pe listă la comitet. Nu. Iubiții mei, Dumnezeu nu caută oameni mari. Dumnezeu caută oameni mici pe care se facă mari. A uitat cineva într-un sat și o întreba pe o bătrânică: în satul ăsta s-a născut cineva mare? Și bătrânica a zis: toți au fost mici când s-a născut. Și a zis: mă, ce răspuns extraordinar. Toți au fost mici mai întâi. Nu a fost nimeni mare. Oamenii cresc. 2, 3, slujește din toată inima. Din toată inima să slujești. Dar rămânem tot la punctul 2. Potrivește darurile cu nevoile bisericii. Dar în timp ce faci potrivirea asta, în timp ce faci așa slujirea asta, slujește din toată inima. Din toată inima, da? 1 Samuel 12 cu 24. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră, că-și vedeți ce putere desfășoară El printre voi. Iubiții mei, oamenii ne simt când slujim, dacă o facem așa să treacă timpul. Eu am luat o decizie când am început să predic, să nu predic nicio predică care nu m-a mișcat pe mine mai întâi. Cu speranța că și bucătarii care servesc la restaurante sau nu, nu ne dau să facem probe pe mâncăruri pe care nu le-am încercat de mai întâi. Păi cum poți să convingi pe cineva că un mesaj e de la Domnul dacă nu te-o convins mesajul ăla pe tine? Nu cânta nicio cântare care nu te-o schimbat pe tine, nu te-o atins pe tine mai întâi. Iubiții mei, din inima noastră vine compasiunea, vine mila, vine bunătatea. Când îi slujim pe oameni, oamenii vor să vadă calitățile noastre în inima noastră. Luca 10 cu 33, samariteanul în călătorie. Deci samariteanul era în călătorie și a văzut pe un om căzut. Și ce putea să facă? Să facă poză. Să facă poză. Iar râd eu la maică sau pe cine o crescut. Fii atent, la ora 12, la ora 12 pe stradă, pe-n Cluj. Am zis eu către păstor de multe ori că familia asta să ajungă vai și amar. Acum am și proba, zice. Nu au făcut asta. Nici nu au mărs lângă el să zic: auzi, dar câți bani aveai la tine? Ce ți-au furat ăștia? Nu. Uitați-vă să vedeți, cel puțin 3-4... De fapt, dacă vă citiți cu atenție Luca 10, niciun cuvânt nu spune samariteanul către cel căzut. Niciun cuvânt. Nu mă-l slujește. Auziți, a venit în locul în care era el. Și o să vă rog ceva foarte important. Nu judecați pe nimeni până nu mergeți în locul și în papucii lui. Atâta judecată e în bisericile noastre. În loc să fie compasiune, în loc să fie milă, e judecat. Auziți, a mers în locul în care era el și când l-a văzut, vedeți că nu mai e judecată, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. În fiecare marți încerc să fiu la noi la birou pastoral și nu odată plâng cu mame obosite, cu tați dezamăgiți, cu fii risipitori care vin acasă. E adevărat că mustrăm pe oamenii sănătoși, dar pe ăia care-s bolnavi nu mai îi mustrăm, îi pansăm, îi tratăm. Știți? E diferență. Mustrăm ca să prevenim, dar dacă nu s-a întâmplat prevenția și a venit boala și a venit căzătura, haideți să nu mai merem cu bâta de baseball și cu piperul și cu drujba. C-a întrebat Iisus, zice: ce vezi? L-a întrebat pe orbul ăla. Și au zis: văd oamenii ca niște copaci. Păi eu dacă îl văd pe Andrei ca un copac, vin cu drujba, cu toporul. Și au zis: Domnul, foarte bine vezi, spor la tăiat. Iubiții mei, vorbesc ca unul și ca frate de aici, care toată ziua o primim.
Ce o zis, Doamne, ai văzut foarte bine, felicitări, ești primul om care vede bine. Nu, s-o mai atins încă o dată de el, să vadă clar. Că nu vrea Dumnezeu să vedem oamenii ca și niște copaci, ci vrea să vedem oamenii ca și creația Lui. A mers lângă el, i s-a făcut milă. Apoi mai departe, fii gata să slujești chiar dacă nu ești atât de vizibil. Da, e adevărat, sunt momente când slujim în public, dar există și momente când trebuie să slujim în privat. Nu fi motivat de like-uri, de vizualizări și de cât se uită la tine. Am crezut și eu acum ani de zile buni, de ani de zile m-am lăcuit, dar mai crede că și contează câți oameni te ascultă. Am văzut când am fost în spital în București câți m-au vizitat. Nici Martul Iehova nu m-au căutat. Ei măcar mai vin. Mai vin din când în când. Nu m-au căutat nimeni. Dar m-au căutat Domnul. Că dacă ești cu El când ești sănătos, o să fie și El cu tine când ești bolnav. Suntem frapați de mulți. Auzi, mă, vede cineva, zice, uite, acum pansez, acum storc puroiul și acum pansez. Un selfie, te rog. A, noi nimeni, nu, atunci nu mai fac, frate, păstor, dacă mai pune și pe alții, zice, de pe mine mă găseți. Da? Nu. Fii motivat știind că Dumnezeu se uită la tine. Chiar dacă oamenii nu se uită. Nu a apărut pe Instagram, nu i-a făcut poate niciun live la samariteanul ăla nimeni. Dar așa au lucrat ca și cum toți îl vedeau. Dar știți cine îl vedea? Cerul. Cerul. Da? Fii gata să fii un nimeni înainte de a fi cineva. 4. Fii gata să slujești indiferent câte împotriviri ai. Am văzut foarte mulți oameni, au început să facă slujbă, au zis cineva ceva și... Vreau să vă spun ce am învățat după vreo 10 ani de căsătorie. Mi-au trebuit și mie și soției mele vreo 10 ani, vi dau gratis sfatul ăsta să nu pierde 10 ani din viață ca și noi. Am crezut toată viața că oricine ne bajocorește, ne face cu ou și cu oțet. Am pățit la o predică unde cineva a venit în față, s-a pocăit, altul ești afară înjurându-mă. Și am zis că eu o să devin. Și au zis, Domnul, deschide la Matei 13 să vezi că sămânța e la fel, pământul diferă, nu sămânța o diferit. Dar eram stresat. De ce unii resping adevărul și alții îl acceptă? De ce unii ne vorbesc de bine și alții ne fac într-una? Până într-o zi când știi ce am înțeles, că oamenii n-au ceva cu noi, oamenii au ceva cu ei. Nu te supăra că oamenii nu te suportă pe tine, cei mai mulți nu se suportă pe ei. Dacă reușiți să gândiți așa, nu o să vă poată opri nimeni, prin nicio bajocură din slujire. Am mers cu soția când am avut al treilea copil să facem actele la primărie, am mers împreună. De atunci mă duc singur să vă spun ce am pățit. S-a uitat femeia aia la noi, al treilea copil. Eu am crezut că nu știu. Am vrut să-i zic că ăsta o să-ți plătească ție pensia, dar am zis, mă, păstor, nu pot să zic asta. Slujitor, știți? Mai tac, mai mușc limba. De atunci mă duc eu și fac altfel la toți. O zis, soția mea, eu înveci cum ne face coșul. Dar știți ce m-am dat seama? Că femeia aia n-avea ceva cu noi, avea ceva cu ea. Copiii nenăscuți din ea strigau. Când Cain l-a omorât pe Abel, Cain nu a avut ceva cu Abel, Cain nu a avut ceva cu el. Iubiții mei, e mai ușor să omori pe Abel decât să te schimbi tu. E mai ușor să spui de predica lui ăla, de cântarea lui ăla, că l-a dat bani cu interes acolo, că cine știe ce face ăla, cum o câștiga mașina și mai știu câte judecăți aveam. Dar de multe ori toate judecățile astea vin din frustrarea acumulată de-a lungul anilor a unor neîmpliniri. Că omul ăla nu are ceva cu Andrei sau cu Cristi, are ceva și cu Caleb, are ceva și cu fratele X și cu Y, cu toți are ceva. De aceea astăzi vreau să te motivez. Du-te înainte, indiferent câte împotriviri ai. Îi spune îngerul la Maria, Elisabeta, aia la care îi se spune cum? Stearpa! Până în cer s-a auzit că porecla de la Ierusalim era o intra stearpa, iar ne învață soțul ăsta cum să crește în prunși. Și-a zis Elisabeta, nu mai merg la biserică, așa au zis. Nu, nu. Continui să slujesc, continui să merg înainte. 2 Timotei 4:14, Alexandru Căldelarul mi-a făcut mult rău, Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Pavel nu a zis, din cauza că Alexandru nu mă dă like la predică, gata, nu mai fac nimic. Mă opresc. O spus Pavel în Roma, am rămas singur, toți m-au părăsit. Îmi dau demisia. O plecat comitetul, o plecat toți, nu mai fac nimic. Nu, nu, nu. O zis Pavel, fiecare răspunde. Puneam cu Caleb acum în pauză. Fiecare dă ce are. Fiecare dă ce are. Iubiții mei, există întotdeauna mai multe nevoi decât lucrători. A
Acest lucru era adevărat în zilele lui Hristos și este valabil și astăzi. Matei 9:37. Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Puțini sunt oamenii care potrivesc darurile lor cu nevoia bisericii, cu nevoile bisericii. 3. Fii gata să te sacrifici. Fii gata să te sacrifici. Iubiții mei, nu poți sluji nimănui dacă nu vrei să-ți sacrifici resursele. Și uneori trebuie să ne sacrificăm timpul, alteori banii, alteori confortul nostru. Acum o să vă spun ceva ce e valabil pentru 2023. Cu cât confortul crește, disponibilitatea pentru slujire scade. E un paradox de adevărat. În urmă cu 30-40 de ani, aveai oameni cu care să faci o casă, să mergi în Oltenia în misiune, să faci proiecte. Nu erau bani. Bă, vine să credeți că acum sunt bani și nu sunt oameni. Omul zice, uite, dau 100 de euro la miros de cear, dar mereți, voi, zice, eu n-am timp, zice. Eu aș prefera să vină el, că dacă vine el, mai spune la încă 100. Știți? Dar omul zice, mă, n-am timp, mai ușor dau banul decât timpul meu. Iubiții mei, întotdeauna slujirea implică sacrificii. Ce-a făcut samaritianul? S-a apropiat, i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Lucruri care nu le găseai pe toate gardurile atunci. Erau lucruri valoroase, lucruri scumpe. L-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han. Gândiți-vă un fel de motel în zilele noastre. Da? A doua zi a petrecut noaptea cu el. Uitați-vă, a doua zi când a pornit la drum a scos 2 lei. Puteți să zică, auzi, angiule, eu am făcut cât am putut. Mai fă și tu ceva, mă. Nu poți măcar noaptea asta să lași tu gratis. Eu am pus un de lemnul și vină. Nu, o zis ăsta, hai, o zis samariteanul, uite, îți dau și ăștia 2 lei. Și dacă vrea un Sprite în frigider, zice, dă-i. Dacă vrea un sandwich, un burger, să se recupereze, dacă are nevoie de ceva și pui de la tine, o să mă întorc. O să mă întorc. Apocalipsa 22:12, samariteanul se întoarce. Iată, eu vin curând. Și răsplata mea este cu mine. Ca să dau fiecăruia după fapta lui. Spunea Traian Dorz, cel care nu se sacrifică pe sine, nu va convinge niciodată pe alții. De aceea vă recomand să citiți istoria bisericii, istoria eroilor pe care i-am avut. Oameni care n-au avut cuptor cu microunde. N-au avut Pampers la copii, iertați-mi expresia. Acum să schimb în copilul 30 de secunde. N-au avut condițiile noastre. Auzi, încălzire în pardoseală, zice. Ce încălzire? Păi George Müller a murit cu 60 de lire în buzunar, toată averea lui. Dar au rănit 10.000 de orfani și au înfiat peste 120 de școli pentru ei. Eu nu știu, eu vă spun sincer, nu știu cum o să stau lângă oamenii ăștia, cum o să stăm noi lângă oamenii ăștia. În cer. Lafroc a fost un credincios care a venit la Hristos în Canton, în China, în 1861. Avea o inimă plină de compasiune pentru mântuirea chinezilor care au fost duși în America de Sud pentru a lucra în mine. Atenție, 1861. Problema era că nu găsea nicio modalitate să ajungă la ei să le predice. În cele din urmă a găsit o cale. S-a vândut ca sclav pentru a le predica Evanghelia. A trăit ca un sclav, provăduindu-l pe Hristos în timp ce scotea cărbun din mină. A murit într-o țară străină, dar n-a murit până când n-a câștigat aproape 200 de suflete pentru Hristos. Mă motivează oamenii ăștia. Că tu urci în mașină și eu urc în mașină și pun pe auto să fie 23 de grade peste tot. Încălzire în scaune. Condition. Tot ce vreți. Uitați-vă la oamenii ăștia, gata de sacrificiu. Și în ultimul rând, 4, acordă întotdeauna mai multă atenție caracterului tău decât darurilor tale. M-a întrebat cineva de cineva de Crist, am văzut că nu mai ești apropiat de persoana X, nu mai colaborați. Poți să-mi dai un răspuns doar într-o propoziție? I-am zis da, pentru mine caracterul e mai important decât urlatul la amvon. O să-ți mulțumesc, am înțeles. Iubiții mei, oamenii nu vor fi impresionați de predica noastră, de cântarea noastră, de euro pe care punem la colectă, însă vor fi impresionați de viața noastră.
Am 13 ani de căsătorie peste 3 zile, cu ajutorul Domnului și mulțumesc pentru asta. Nu mi-am mințit soția niciodată, din 3 motive. 1, pentru că sunt slujitor, 2, pentru că sunt pocăit și 3, pentru că îmi trebuie încă 13 ani ca să mă creadă din nou. Un nume bun se câștigă în ani de zile și se pierde în 2 minute. De aceea va trebui când slujești să fii atent mai mult la caracterul tău decât la darurile tale. O zis Domnul Iisus Hristos, îi veți cunoaște după roade. Noi suntem foarte atenți la darul Duhului Sfânt. Mă, dar ce prorocește ăla, ce predică ăla. O zis Domnul, nu, cartea de vizită nu-i darul, ci roada. Dacă farfuria este murdară, mănânci mâncarea. Am slujit la niște tineri nu de mult și am luat acest exemplu. Eram undeva într-un camp, într-o tabără cu ei și m-am permis farfurie murdară și un burger fresh. Și l-am pus în farfurie și am zis, am cel mai bun burger de aici, din tabără. Cine servește? Și au zis, nimeni, nu vrem. De ce? Pentru că e murdară farfuria. Atunci când pui o predică care spune să nu minți peste o viață de minciună, nu servește nimeni. Mărturia ta va da putere slujirii tale. Caracterul tău va rămâne cu tine tot timpul, chiar și atunci când nu ești la biserică sau în locurile acestea publice. De fapt, ceea ce faci când nu te vede nimeni este adevărata fațadă a caracterului tău. Spune-mi ce faci în timpul liber și o să spun cât de pocăit ești. E atât de rar să găsești oameni care trăiesc așa cum spune Biblia. E atât de rar să mai găsești oameni care să fie atenți la mărturia lor. Cea mai bună mâncare din lumea asta nu spală o farfurie murdară, însă o farfurie murdară compromite cea mai bună mâncare din lume. Când David Livingstone nu s-a auzit nimic de el luni de zile, oameni din întreaga lume s-au grăbit și erau dornici să audă vești despre el. Astfel că un reporter de la New York Herald, pe nume Henry Stanley, a fost trimis să-l caute pe Livingstone și în cele din urmă l-a găsit la Ujiji, în Africa Centrală. Și acum este acolo o piatră, o găsiți pe Google, exact locul în care s-au întâlnit ei. După ce a petrecut 4 luni cu Livingstone, Stanley a scris așa: am plecat în Africa ca fiind cel mai mare ateu din Londra. Dar am avut mult timp pentru reflecție. Am găsit acolo în Africa un bătrân singuratic și m-am întrebat cum poate omul ăsta să rămână aici, ce îl inspiră, ce îl motivează. Luni de zile m-am trezit întrebându-mă dacă nu cumva ăsta e omul despre care a spus Biblia, lăsați toate lucrurile și urmați-mă. Încetul cu încetul, spunea Henry Stanley, mi-a fost trezită simpatia, văzându-i evlavia, blândețea, zelul, seriozitatea. Am fost convertit de el, deși nu încerca niciodată să mă convertească. Noi tămerem la colegi și tragem de ei. Îi evangelizare la noi, zice, hai! Și nu vin cei mai mulți. Și de ce? Și asta e una dintre întrebări la care vreau să răspund. De ce nu mai avem impactul care l-aveau bunicii noștri? Pentru că nu mai avem mărturia bunicilor noștri. Nu predica lui Livingstone m-a convertit, ci viața lui Livingstone. Ți-ai găsit chemarea? Ți-ai găsit slujirea la care Dumnezeu te-a chemat? Vă spuneam azi dimineață cum m-am convertit, cum m-am predat Domnului, cum am primit botezul cu Duhul Sfânt și apoi am început să slujesc în biserică, dar fără pasiune, fără zel, așa, din mers, era necesar. Și undeva pe la 18 ani, 19 ani, bunica mea a trecut printr-o încercare, era în spital și, ca și în România, nu erau medicamente suficiente. Am fost sunat de mama mea să vin de urgență, să cumpăr medicamente ora 12 noaptea.
Am luat medicamentele, am dus, am intrat pe hol, am intrat în salon. Și când am pus medicamentele pe dulăpiorul de lângă patul ei, am văzut-o albă ca varul. Mi-am dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, va pleca din lumea asta. Și am auzit o voce în salonul acela care m-a întrebat așa: dacă astăzi ai fi în locul ei și ar trebui să închizi ochii pentru totdeauna, cu ce te-ai prezenta înaintea mea din punct de vedere al slujirii pe care o faci? Am ieșit din salon, am crezut că vocea aceea e doar în salon. Pe hol am auzit aceeași întrebare. M-am dus la mașină un pic iritat, un pic supărat. Că știți, ne plac predicile care nu ne deranjează. Și atunci când Dumnezeu ne vorbește, să nu intre în colțișoarele ascunse ale noastre. Am pornit motorul, crezând că voi acoperi vocea aceea. Și mergeam spre casă. Și acum parcă văd imaginea aceea. Conduceam mașina și îmi spunea vocea aceea: când sunt corul bărbătesc cântarea "Am dat eu oare cel mai bun lui Iisus și nu-mi dai cel mai bun"? Îmi dai 2 minute de citire a Bibliei ca să-ți liniștești conștiința. Îmi dai rugăciunea de lângă pat seara, când nici tu nu mai știi ce te-ai rugat, ca să nu te considerai ateu că te pui în pat fără să te rogi. M-am dus acasă și erau minus 14, minus 15 grade la părinții mei acasă. Am intrat undeva la subsol, în pivniță. Aveam un cazan pe lemne și trebuia să fac focul. Și în timp ce făceam focul, vocea aceea mi-a spus: așa aș vrea să arzi pentru mine, cum arde focul ăsta. Nu să fii un tăciune, nu cenușă. Că bine spunea cineva: lemn bun, lemn rău, aceeași cenușă, dar nu aceeași ardere. Am închis ușa de la cazan, am stins becul și m-am prăbușit pe betonul ăla rece. Și am zis: Doamne, îți mulțumesc că nu mă lași să încălzesc un loc în biserică și să mă amăgesc. Că cine știe câte fac pentru tine, dar eu de fapt nu o fac cu inimă, nu o fac cu pasiune, nu o fac cu zel. Mă uit la ceasă, se termine programul. Că mă plictisesc la predică, mă plictisesc la cântare, când că trebuie cântat. Seara aia, din pivniță, de la 18-19 ani, a fost seara când am spus: Doamne, cheamă-mă și îți voi răspunde. Trimite-mă oriunde, cere-mi orice, m-ai învins în seara asta și îți mulțumesc că m-ai învins. Ți-ai găsit chemarea? La finalul vieții, spunea cineva, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Ar vrea să te motivezi și să facem o rugăciune împreună. Imaginați-vă ce ar fi 1000 de tineri de mâine, 50 de predicatori, 60 de proroci, 40 de vizite, 40 care să meargă la spitale, 30 care în loc de fitness și sală să meargă la crăpa lemne la bătrâni, 100 care să meargă la construi case, 80 la împărțit cartofi la bătrâni din munții noștri frumoși ai României, pe care nu-i caută nimeni. Imaginați-vă ce ar fi să spui după masa asta: Doamne, sunt aici, sunt la dispoziția Ta. Dar înainte de apostol ești rob. Mi-a spus un frate Cristi, la orice oră să mă sun din biserica noastră. Bun, dar zic, dacă la 4 noaptea rămân în pană, eu am spus așa că știam că nu o să zică da. O să te sun dacă la 4 noaptea mi se strică mașina undeva în țară și o zis da. Și am zis, de unde ai inima asta? Că pe alții deranjez dacă îi sun la 10 zi eu. Și-o zis, frate Cristi, am muncit pentru diavolul ani de zile și nu mă plătit cu nimic. Numai cu faliment și cu probleme. Și acum vreau să recuperez și să muncesc pentru Domnul. N-ai vrea să fii următorul om pe scara blocului tău prin care Dumnezeu să facă o trezire? Văd tineri, frate, păstor, zice, vreau să mă duc în Africa. Foarte bine. Dar știu ce e de la școală că ești pocăier. Nu zici. Începe cu ei. Vreau să fac un orfelinat, zice, un orfelinat mare. Mai întâi începe cu 3 sandwich-uri.
Așa am început asociația Miros de Cer. Aveam 12 ani. Nu erau asociație și acte. Am luat câteva pungi de pufuleț pentru niște copii. Din primii bani pe care i-am câștigat. Bineînțeles că bunicul meu și-a bătut joc de mine. O deschis punga, i-a mâncat de el și a zis, nu veni cu pufuleț la Iisus. Mai târziu și-a cerut iertare. Și-a spus, îmi cer iertare că te-am judecat greșit. Vor fi oameni care nu vor crede în visul tău. Vor fi oameni care vor râde. Dar să știi că Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Fii omul care să spui, Doamne, nu am mult, am 5 pâini și 2 pești. M-am întrebat ce satisfacție a avut copilul ăla. Mami zice, nu mai scrie în Biblie, dar cred că așa a fost. Mami, o mâncat 5.000 de pâini, 5.000 de oameni din pâinile și pește care tu mi-ai pus la pachet. Și cred că mama i-a zis, ce bine că ai fost acolo lângă Iisus. Ce bine să fii lângă El când spune Dumnezeu, vino că am nevoie de tine. Sunt aici, Doamne, sunt la dispoziția ta. Folosește-mă. Ce poți să faci tu pentru Domnul? Puneți întrebarea astăzi. Ce daruri ai? Ce talanțe? Avem o soră la asociație, are copil bolnav acasă. Și ia-i puntea noastră de legătură între noi și ăștia 82 de copii. Pe noi nu ne crede nici un prunc dacă mereu să vizităm. Că nu avem prunci bolnavi. Și nu știm cum să ne comportăm cu copiii bolnavi. Dar ea care are copii la casă bolnav, știe cum să interacționeze cu alți bolnavi. Am avut la biserică o soră, sora Ioana, n-a cântat în cor, n-avea voce pentru cor. Nu era cunoscută pe Insta, pe Facebook, nu știa nimeni. 10 ani de zile de când sunt Deva până când a murit anul ăsta la început. La fiecare binecuvântare de copil, o croșetat un costumaj de lână. Așa ușor am predicat la mormântarea ei. Erau câteva familii în sală care aveau copiii îmbrăcați de ea. A murit o soră în Statele Unite zilele trecute. 7 copii. Am înregistrat un mic video. Nu pot să ajung la mormântarea ei. Într-o zi ne-a trimis și a zis, l-am văzut pe Ianis, pe băiatul tău, cum cânt acolo, zice. Vreau să-i cumpere o trompetă. L-am luat pe Ianis după cap zilele trecute și am zis, femeia care ți-a cumpărat trompeta din pensia ei a murit. Să nu uiți asta când iei trompeta în mână. Nu trebuie să fiți oameni vizualizați. Nu trebuie să fiți oameni cunoscuți ca să faceți ceva. Puteți lăsa ceva frumos în mintea și în inima celui de lângă voi. Puteți să pansați o rană. Să cumpărați un pansament, să spui o vorbă bună și alte ori să nu faci nimic, numai să asculți pe cineva care vrea să-și descarce tăvița inimii, că e prea plină. Fii omul acela de care Dumnezeu să se mândrească. Să te cunoască cerul, să vorbească Dumnezeu de tine în cer ca și de eu. Și apoi să vezi cum Dumnezeu, după ce te folosește, vine ziua când îți va arăta și câteva din roadele slujirii tale. Și vine ziua când va trebui să pleci, nu o să ai regrete, nu o să strigi la doctor, cum strigă mulți prin spitale. Faceți ceva, zice că nu-s pregătit. Am avut un prieten în Spania și apoi ne rugăm. Eu zis, doctorii, mai ai 3 săptămâni. Și au zis, așa mult, zice, eu-s pregătit. Mi-ați dat o veste tristă, zice, 3 săptămâni. A fost prima și ultima dată când am auzit ceva asemănător. Să-ți dorești să te întâlnești cu El când știi că ai făcut ce s-a spus El. Să știți că la oameni nu au frică de COVID. La oameni nu le frică de diabet și de tensiune. La ce mai mulți le frică de moarte. Știți de ce? Cadând în ADN-ul nostru, Dumnezeu a săpat și-a imprimat imaginea Lui, și-a imprimat darurile Lui, și-a imprimat misiunea Lui. Și omul merge spre casa Lui veșnică, spune Biblia, și bocitorii cu trăieră ulițele. Și tribunalul conștiinței spune, când puteai să faci, n-ai făcut. Când puteai să faci, ai spus să facă și alții. Numai pe mine mă văd așa. Lasă să facă și alții, că suntem 1.000 în Albinie. Da? Să facă și alții. Și vine ziua când pleci. Și scrie pe cruce la mormânt, aici odihnește. Robul Domnului. Doamne, fă să fie așa.
Că la multe adrese scrie aceștia robul telefonului, robul Bergambier, robul curviei al pornografiei. Spune Doamne, Doamne, fă din mine robul Tău în după masa asta. Amen? Amen. Hai să ne ridicăm, să ne rugăm în acest sens și Dumnezeu să ne asculte.